nu sunt un Hillary, dar am ajuns și eu pe un vârf foarte înalt. Poate că niciodată nu am fost la o înălțime atât de mare, la 3500 de metri, decât, spuneam, poate, când am fost la Chamonix, aproape de Mont Blanc. Când te apropii cu avionul de insulele Canare, respectiv de Tenerife, primul lucru pe care îl vezi din avion este, desigur, vârful Urteine, de 3700 de metri. Acum vremea a început să se răutățească, în sensul că bate un vânt destul de rece și în spatele meu, în această poziție pe care operatorul cu imaginația sa foarte bogată a reușit să-l imortalizeze, se vede chiar vârful, unde nu se poate urca acum la pas din cauza zăpezii și a pericolului de accidente. Aceasta este platforma limită pe care turiștii vin, stau, se fotografiază și imortalizează aceste clipe minunate pe care le petrec și eu alături de